Primarul Constantin Aleca este în culmea disperării. Din 1 octombrie 2015, de când a preluat cofinanțarea căminului de bătrâni din localitate, a acumulat o datorie uriașă pe care spune că nu are de unde să o plătească. Pentru a nu lăsa bătrânii pe drumuri, a acceptat să preia centrul, dar măsura a fost criticată de Curtea de Conturi. Luna de vine noi o să avem conturile blocate, putem spune adio investițiilor, ce avem de făcut pentru comunitate. Deci suntem într-o stare foarte grea în privința finanțării căminului de persoane vârstnice. Tot timpul i s-a indicat că să dăm clădirile fostului spital, clădirea 1 și clădirea 2, pentru a înființa un centru de îngrijire și asistență. Noi considerăm că nu este un loc potrivit, e un centru civic. Acele clădiri sunt înconjurate de instituții publice ale statului. Liceu. E clădirea liceului cu 2 etaje, se uită copiii chiar în curtea imobilul respectiv, căminului. Este parcul de copii care e lângă gardul căminului. Este școala generală, procuratura, detașamentul 4 de jandarmi, poliția, încă 2 parcuri. Deci acea clădire, acele clădiri sunt înconjurate de instituții publice ale statului și mă gândesc că fiind lângă școală, dacă, cum ne spuneau dumneavoastră, să înființăm acel centru de îngrijire și asistență, înseamnă persoane cu dizabilități. Nu știu dacă se va menține sau va putea menține o ordine în acea zonă, pentru că pentru elevi trebuie să asigurăm o securitate, să le asigurăm condiții optime de învățământ. Pe când ei, vă dați seama, fiind curtea spitalului chiar deasupra lor, atenția se va îndrepta chiar acolo ce se va întâmpla. Că este o mare diferență între căminul de persoane vârstnice, beneficiar fiind persoanele care au vârsta legală de a ieși la pensie, bătrân. Ce pot să mai facă acei oameni? Pe când în centrele CIA se internează sau sunt beneficiari care nu mai sunt copii, deci la vârsta de 18 ani în sus. Nașterile au început să crească, deci avem copilași într-un număr semnificativ bun. Și de asta spun că ar trebui și cei din conducerea județului, chiar și domnul prefect, să ne ajute cumva să redeschidem spitalul sau să înființăm un centru medical în Bălcești, pentru că este mare nevoie. Și ideea de a înființa un centru multifuncțional la Bălcești, venită din partea unor investitori, s-a lovit de opoziția unor medici din orașul Bălcești, care n-au vrut să facă și gărzi. În schimb, alți medici din Craiova și-au manifestat dorința de a lucra la Bălcești.